Anul fraților și bine v-am la un nou episod. Astăzi suntem pe metodul lui Tiger Ghost pe seria noastră principală. M am adus pe videoclipul, nu uitați să lăsați și voi un like, un share, un subscribe și un follow pe Instagram pe care îl găsiți jos în descriere. Am terminat sesiunea de farmat la uh, pradarege. Mai avem o zi și 3 ore pe atac automat, adică în 6 zile mai exact am făcut 57 de seturi plus 48 de aurii și 24 de argintii. O să trebuiască să facem și seturile astea chiar azi. Nu mai avem deloc alchimetrie, să fac și corurile. Avem ceva treabă de făcut azi, sincer, sincer să fiu. Și în inventar avem doi oni, am mai vândut ceva și pe, pe shop. Mi se pare că s-a vândut arcul la corn plus brățara de lacrimă cer. Adică s-a făcut un profit de vreo 11 12 oni, nu știu exact. O să intrăm să vedem și, și câți bani avem. Dar înainte de toate, hai să jucăm și noi Setul astea, avem 57 de bucăți, revenind pe fiecare 5, ca de fiecare dată, așa că let's fucking go. Primele 5 bucăți sunt direct auricat, avem toată tabla de luat, avem, facem aici liniuță, țac-pac, mai avem aici jos, lângă el, ok, ia să mă uit eu, avem aici un 4 de luat, aici un 3, Ok, 5 ăsta îl pun oriunde o să-l pun și aici, și aici, dar de fapt îl pun aici, oricum e același lucru. Și punem și capa pe capa și avem 670 de puncte, adică avem 5 aurii din primele 5 bucăți, ceea ce e foarte, foarte, foarte bine. Hai să le separăm să vedem și noi câte, câte facem azi. Așa, și să pun și un argint să fie. Și hai să revenim cu următoarele 5. Următoarele 5 cred că sunt tot aurii, dar de asta cu mai puține puncte. Imediat vă arăt ce avem de luat. Avem... Mamă cât de prost am jucat. Puteam să iau și 3 aici dacă eu nu o să fac auriu pentru că n am dat un 3. O să fie tragic pentru că puteau să-l iau, dar m-am grăbit un pic. În fine, hai să vedem. Aici, aici e capa, ca idee, de el înconjur așa. Să luăm și 4 ăsta și luăm și 3 ăsta. Și mai am ceva de luat. Deci aici e capa, aici n-am cum să iau. No, o să iau 5 cu 5. Și da, oricum facem auriu. Deci e bine. Și capa peste capa așa avem 570 de puncte. Adică până acum 10 ori din 10. Ceea ce e foarte, foarte bine așa. Următoarele 5 avem din păcate doar silver. Dar tot e ok. Atat timp când nu e bronz, eu sunt, eu sunt, ok cu situația. Hai să mutăm și asta unul în partea asta ca să avem fix cât câte facem. Bă, până acum eu zic că e destul de bine. Următoarele tot silver. Punem 5 aici pe 5 și avem 350 de puncte și capa pe capa care este aici. Și avem 450 de puncte, adică silver. Până acum 10 cu 10 e ok. De data asta cred că avem ori gold foarte close, ori silver, nu știu exact, vom vedea imediat. Luăm toată bara asta de jos, dacă cred că o să fie gold close. Bine, dacă îmi dă un ar de ăștia, nu știu ce să zic. Ia uite, tu 4, 6 unari, what the fuck? Nu știu că există unor pe tablă, sincer. Ba, nu avem, avem gold și aici. 5 ul punem aici. Și cap al punem chiar deasupra onarului și avem 580 de puncte, adică din nou gold. Avem 15 aurii și 10 argintii, ceea ce până acum pentru mine e foarte, foarte bine. Hai cu următoarele 5. Din nou avem gold chat. Um, punem aici. De fapt, nu știu, de fapt stai un pic, că s-ar putea să nu fie gold, s-ar putea să fie foarte close din nou. Hai să vedem. Până acum avem 280 de puncte, avem 6 de sus, facem liniuța aici. Ok, punem și aici. Punem și aici. Nu e gold. Fiți atenți că nu este auriu, mă. Wow, chiar nu e auriu, mă, chat. Nu -aș în asta. Sincer, mă așteptam să fac auriu, dar aparent n-a fost să fie. Și e foarte close, din păcate. Dar AE punem în 5 aici. capau aici. Și avem 520 de puncte. Din păcate doar silver. Dar AE. De asta avem tot maxim, maxim silver, pentru că n-am cum să pun 5 cinciarul, iar pătrar nu știu dacă mai am vreunul, maximul aici, da, deci doar nu E, ideea e că sunt cinci toți unul lângă altul și n-am cum să, să fac puncte, dar uite că e silver, că mi-a dat pătrari mulți. Acum îmi dă pătrari să fac silver. Ce drăguț e el. Cinciarul e unul aici, unul aici, unul aici. Deci unde, oriunde l-aș pune, degeaba îl pun. Așa că punem capau și avem 400, nu avem 500 de puncte, adică silver, 20 de argintii, 15 pe aurii până acum. Pă, atât timp nu e niciun bronz, pentru mine e foarte, foarte bine. Hai cu următoarele, mai avem încă 22 de seturi de jucat. De data asta avem auriceat. Aici avem 2 cinciari, aici un cinciar. Așa că treaba este bună. Hai să luăm din partea asta. Aici, aici luăm și astea 3. Bam. Bam. Și asta. Ok. Ce mai avem de luat? 2 ăsta l-avem de luat. Bă, uit mereu cu pătralii să iau treiarii, mă. Uit mereu. Deci că am autism, mă. Grebesc ca prostul. Și nu spune că din nou nu fac gold pentru că nu am luat eu trei arii. 300, Da, nu cred că fac, bă. Să mure dacă am mai văzut prost ca mine. 307, 380... Ba da, fac. Am avut noroc că au fost pătrale aici a jos, sincer să fiu. Hai să punem cinceară aici. Și punem capa aici și avem 600 de puncte, 590, adică auriu, din nou, ceea ce e foarte, foarte bine, Mamă, am făcut evenimentul ăsta, am făcut mai multe auri când am făcut eveniment, evenimentul la mare, mâncava și dura săptămâni să mor eu dacă vă Ceata Chat aici, cred că facem puncte maxime, chiar cred asta, luăm 400 de aici, acum luăm toată bara asta de jos, bam, bam, în afară de asta aici e capa, deci aici să nu pun că e capa, ok. Țac. Ok. Luăm pătrar. Da, cred că sunt puncte maxime acum. Adică o să fac toată tabla, efectiv. Luăm și aici. Și aici, mai sus, unde e chiar 4. Și avem 550 de puncte deja. Plus că punem cinciarul aici și avem 620 de puncte. Și cu capa de aici, 740 de puncte la prinde regele și cred că ăsta e recordul în mâncavaș. Cred că e cel mai mare scor Sincer să fiu 25 de aurii 20 de silver mai avem 12 de jucat suntem reji momentan sincer De data asta avem silver Care din nou tot e penișor. atat nu că nu e bronz e perfect de fapt nu e binișor E perfect 25 cu 25 până acum merge în tandem așa Avem 25 silver 25 aurii Bă Hai să vedem și ultimele 5, mai avem doar 7, deci mai jucăm încă 5, let's fucking go. E, uite că s-ar putea să fi venit și bronzul. Cred că, cred că a venit bronzul. Hai să vedem. Punem și aici. Și avem 340 de puncte. A, bă, nu, nu, e bronz. Nu e bronz, că punem aici și avem direct 400 și aia e. Nu știu unde e capa, dar am făcut asta și o să-l punem random aici. N-a fost să fie. Hai să vedem unde era capa. Uh, ia, ia, uite, era mai în stânga, deci n-am avut nicio treabă. Bă, avem 30 argintii și 25 de auri și în total avem 73 auri și 54 argintii, ceea ce e foarte, foarte bine. Hai să mergem și prin bazar să vedem ce a făcut și shop -ul. Momentan îmi place cum, uh, acest videoclip. Am conectat acum și shop -ul. Hai să vedem cât a făcut. Are 10 on și 100 de caca, adică 11 on să zicem. Nu s-a vândut banalul de fierar, nu s-a vândut coiful și nici colierul. Da, deci s-a vândut doar brățara, colierul nu s-a vândut. Hai să... Unde? E? Uite aici. Să mergem să-mi dau eu banii pe contul mare. Țac, pac. Și vreau să ne uităm puțin la uh, cufăr argint. Tiu comori. Vreau să văd ce, la ce preț au ajuns ele astea de cuferie. A, ah, e doar 2 caca bucata, mă așteptam să fie mai scump, ok. Deci nu, nu e așa mult. Știu că n-ați văzut când m-am uitat pe sigla, dar m-am uitat eu eram curios. Haideți să vă arăt și poate vrei și voi să vedeți. Argintiu comori. Argintiu comori. Și costă 2 caca bucata, adică nu... Mai așteptam să crească mai mult, să fie mai scump, având în vedere că e evenimentul cu Goblin e, care mie nu prea-mi place deloc, sincer să fiu, dar aia e. A, având în vedere că s-a vândut brățara, hai să ne mai dăm un pic pe shop de niște brățări. Că, na, dacă putem să facem uh, profit, mamă ce preț au, pe toate le iau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci pe toate 9 leau, 9 ori 3 undeva la 3 ioni, 3 să schimb, adică 2, că am unul deja schimbat. 2 1. Țac, pac. Dacă au prețul să așa bun, de ce să nu profit de ele și să, să faci și noi un profit micuț? Bine, că dacă nu vrea alchimistul, poți să iau eu și 20, că mi e ieșează pe toate și ce zic? Da, hai să vedem, că în ultimul timp a fost prietenul nostru, să sperăm că așa o să fie și azi. Și o să mă uit și la coliere, să vedem ce preț au și alea, că dacă și alea au preț bun, luăm și coliere. Hai să cumpărăm. Bun, mai avem încă 3 de luat. Perfect. Hai că... Nu mă să le găsesc și ieftine. Toate brățelele pe care le găsesc 40 de caca o să le cumpăr de acum colo pentru că mi se pare că merită. Chiar, chiar mi se pare că merită. Și astea e autele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 coliere iau. Sau nu? Ba, da, 8. A, Mergem all in cum ar veni. Dar hai să schimbe mai mulți bani ca să fie schimbați. O să schimbăm... 5 ori mă să fie schimbați. Și hai să cumpărăm și astea, și colierele. Pentru că e și Dar, să, fapt, hai să vedem că sale a plus 9, că l-am pus la 4 ori și nu s-a vândut. A, ba, la e 4 Dar o să-i vând el, și ator cum tot e profit. Deci am început cu 12 ori, parcă. Sau nu, hai să punem 13, să fim, să fim siguri, că nu mai știu exact cât au început și mai bine am pun mai mult decât mai puțin. Deci zi 13 ori ca am început. Să vedem, să vedem cât facem. Mă pune, pun eu spun pauză, cumpăr și upgrade-uri și venim direct de la firar. N-are -are sens să vă arăt când cumpăr astea. Gata, băieți, am cumpărat și upgrade-uri, am cumpărat absolut tot ce ne trebuie. Hai să mergem la babă înainte de a ajunge la firar, să ne facem ritualurile pe care le-am dobândit de la fratele Taker. Deci, hai să mergem la babă să vedem ce părere are, dacă avem noroc sau nu. Am muzică clar văzătoare, acceptă cât de cât norocos. Până acum am avut mereu dreptate pe asta, în afară de faza aia cu ghinionul, când a că am avut ghinion, mi se pare că am avut cel mai mult noroc. Dar hai să vedem dacă are, dreptate și azi, dacă avem ceva noroc sau sal. Hai să mergem la, la fierar și să ne apucăm de iteme. Bă, având în vedere că am băgat undeva la 6 ani, să zicem, chiar dacă am băgat mai puțin, zi 6 ani, eu aș vrea o bărțară și un colier. Da, că sau două colere să fie două iteme plus 9, Asta e tot ce îmi doresc. și ce zic? Dacă sunt două iteme plus 9 e profit oricare din ele ar fi. Hai să vedem. Începem ca și data trecută. Prima oară cu colierele. Let's go. Începem ca data trecută cu reușită asta. Să omor și amazonele astea, că mă exasperează aici. Bun. Deci avem o reușită. O ieșoată. Ok, două colere plus 8. 3 colere plus 8. Încă o eșuată, Două la rând. Trei. Bun, încă unul mers. Eșuat. Eșuat. Încă unul mers. Și ultimul. Eșuat. Bă, sincer, din nou coliere, sau nu, din 12 coliere au ieșit 5. Nu e rău. Chiar nu e rău, sincer să fiu. Avem 5 coliere plus 8. Și acum astea 5 la bărțări. Avem 9 bucăți plus 7. Let's go! Prima a reușit exact ca data trecută. Eșuat. Eșuat. Ok, eșuat, trei la rând. Patru la rând. Ha, încă măcar două. Bun, uite, una a mers. Eșuat încă una din astea două și să zicem că ok. Ok, a mers încă una și ultima a eșuat. Deci exact cum am cerut. Avem 5 coliere și 3 brățări. Eu v-am zis, două accesorii plus 9 aș vrea, nu contează care ar fi alea, acum hai să vedem dacă avem toate sau nu. Avem primul colier la plus 9, care a ieșuat, al doilea colier la plus 9 a mers, bun, avem un colier plus 9, Eșuat, eșuat și ultimul colier, eșuat. Deci avem doar un colier plus 9 și acum hai să dăm și brățările, avem trei încercări la plus 9, let's go. Avem primul eșuat eșuat și ultima brăsare la plus 9, reușit. Bine, bă, băiatule, bă, de ce ar ne ajută firarul să facem profit? Am băgat undeva la 6 să zicem, chiar dacă sunt mai puțini, zi 6 on și am scos 10, adică 6 on brățara și 4 on colierul. Ce mai vrei, mă, frate? Ce mai vrei, mă, că suntem pe bune zei cu firarul ăsta și cu cuferele și am avut noroc pe tot în ultimul timp, nu știu ce se întâmplă, dar îmi place, chiar îmi place. M-am întors în bazar să las și eu itemele, de, itemele pe care le-am făcut să le las la, la contul de shop și aici să, că vreau să ne uităm și noi puțin până la alchimie, să vedem ce merită să dăm și ce nu merită să dăm. 1, 20, diamantul antic și legendarul cât da? Au, oh, ieftin. Este ieftin. În două rubine aș da, dar n-am bani. N-am bani că aparent au crescut în preț și rubinele astea. Legendarul cât e? Ajuns la 11 ani? 12 1 40, ești nebun la cap, mamă, cât de profitabil ar fi rubinele astea, dar nu mai avem dinero. 1,15, ani 15, 3 asta nu merită. Safirul, 6, 70 zi media, nu merită nici Safirul. Granatul, 67 și 2 ani, ăsta, 1 99. deci nu merită nici Granatul. Onyx e 7, 7, și legendar e 2, Onixul 57, onyx merită și un Onyx o să dăm și noi azi 5 on și 40 de caca. Deci hai să schimbăm și ăștia, adică nu ăștia 5 1 schimbăm încă 3 1 pac, pac, și luăm așa, Onix. Uh, onyx, luăm toate anticele, adică mă rog toate anticele, luăm de toți banii antice, vreau bani, să zic. Cred că ar intra undeva la 7 bucați. Hai să vedem. avem bani, încă 2 sau 3. Da, încă 2. 1. 2. 1. Și hai să vedem câte avem. Da, avem fix 7 bucați, exact câte am zis. Am băgat 5 ani 30. Ne trebuie 2 reușiri și un antic. Deci e greu, sunt pic. Acum hai să vedem. Începem cu o ieșoare, două ieșoare, avem un legendar, două legendare și un antic. <laughs> avem exact cât am zis, ieși prost la cap. Și dacă s-ar fi 2 50 legendarul, cu parcă era, nu? Hai să vedem, Onyx Dragon legendar, 2 da? Miti cu cât e? Ar fie undeva la 7 1 nu? Da, nu, o să fie niciodată 7 ani. Ma, ce dracu, bă, că ești pe minus, ești nebun la cap. Nu, nu, nu mai dau mâinile. Lăsăm așa, oricum suntem profit, am băgat 5 ani și ceva și avem pe profit granatul, teoretic. Hai să dăm și noi itemele de... Itemele, auzi, alchimia pe care am făcut-o, să dăm pe cont de shop și ușor, ușor ni se adună profitul chat, ni se adună bugetul, vreau să zic, și terminăm și noi setul de fermecată. Ideea e că nici nu știu exact ce ar mai trebui să cumpăr, mă rog, îmi trebuie vânt pe brățară, vânt pe mai multe chestii nu uh, îmi trebuie și cu de 100, da, asta după ce facem nivel 100. Îmi trebuie uh, curea, hmm, mai multe chestii. Da, ușor, ușor le facem noi pe toate, trebuie să-mi pun cap la cap, o să facem un live în care o să vă întreb exact ce am nevoie pentru fermecata și așa mai departe, dar până atunci mai e ceva de mers. Oricum, noi ușor, ușor ne adunăm bugetul. Și asta a voi și videoclipul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un like, un share, un subscribe și un follow pe Instagram pe care le găsiți jos în descriere. Nu uitați că la 700 de follow avem mega, mega giveaway pe Instagram. Așa că furiți acolo și dați un follow. Eu am fost Joe și noi desigur ne revedem la următoarele videoclipuri. Vă pup, ceau, pa, pa!